Țara noastră a devenit gazdă pentru mii de refugiați. O bună parte dintre aceștia deja încearcă să-și stabilească aici traiul și, evident, să-și găsească un loc de muncă. Care sunt posibilitățile lor de angajare și care domenii sunt cele mai solicitate, aflăm de la Marcela Ganea, șefa Serviciului Monitorizare din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Marcela, salut! Bună ziua! Vreau pentru început să ne spui câte locuri de muncă vacante avem, de fapt, în țară, cam în ce domenii? Pentru data de astăzi, în baza de date Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă, erau vacante circa 9200 de locuri de muncă. Deci, pentru persoanele cu nivel de instruire superior și medii de specialitate, sunt disponibile circa 18%, cum ar fi specialiști în domeniul sănătății, specialiști în domeniul medicinei, inspectori, diferiți ofițeri, totodată și programatori, programiști software. Dacă este să vorbim de specialiștii cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii necalificați, deci ponderea acestora este de circa 70%, iarăși avem o cifră foarte mare pentru că sunt necesari lucrători în industria textilă, primordial în confecții, totodată în transport și comunicații, în telecomunicații, diferiți operatori, mașiniști la instalații și mașini, în domeniul vânzărilor, cum ar fi vânzători în domeniul produselor alimentare și nealimentare și tot așa. Pentru persoanele care nu au nivel de studii sau nu au o calificare în general, sunt disponibile cumva circa 12%. Aceste domenii sunt pentru, în general, pentru muncitori auxiliari, muncitori în agricultură, muncitori în silvicultură și tot așa. Cam asta este. Marcela, în ce condiții refugiații din Ucraina pot beneficia de acces la locurile de muncă din Moldova? Conform ultimei dispoziții numărul 4 din 1 martie, cetățenii din Ucraina pot beneficia la fel ca și cetățenii Republicii Moldova de aceleași servicii și măsuri de ocupare pe care le furnizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin legea pe care o implementează. Aceste programe sunt divizate în servicii și măsuri de ocupare, servicii cum ar fi aceeași informare privind piața muncii și condițiile de acces la piața muncii, cum ar fi locurile vacante, condițiile, salariile și tot așa, dar și măsurile active, cum ar fi cursurile de formare profesională, o calificare pentru a-și dobândi competențe sau pentru a-și redobândi competențele avute aici pe teritoriul Republicii Moldova. Marcela, dacă e să vorbim la modul în care se pot angaja cetățenii ucraineni care se află pe teritoriul țării noastre, ei au nevoie de acte speciale? De ce documente în general au nevoie pentru asta? Iarăși fac referire la dispoziția numărul 4 a Comisiei pentru Situații Excepționale, care spune clar că cetățenii din Ucraina se pot angaja în Republica Moldova în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova, doar că pe o durată determinată de muncă, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă. Iar pentru a se adresa sau pentru a se angaja în câmpul muncii, cetățenii ucraineni se vor adresa la angajatori cu actul de identitate și codul numeric personal care li s-au atribuit persoanelor respective la intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau a fost solicitat la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. În cazul în care acestora nu li s-au oferit aceste coduri numerice, subdiviziunile teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă oricum oferă suport pentru aceste persoane, suport informațional și tot așa.
Marcela, dacă e să vorbim de acte, pentru că în mod normal la angajarea la muncă ți se cere și un carnet de muncă, experiența de muncă anterioară. În cazul cetățenilor din Ucraina care au plecat de acasă fără prea multe acte, adică care au reușit să-și ia doar pașaportul străin, ei practic nu au actele care ar putea să le demonstreze abilitățile de muncă sau studiile superioare. Ce fac ei? Deci, angajatorii pot angaja în câmpul muncii persoanele, cetățenii ucraineni, doar prin cererea copiei actului de identitate a cetățeanului ucrainean și această informație privind codul numeric atribuit și atât. Ulterior, angajatorul poate deja să înregistreze, să facă un contract de muncă provizoriu pentru acest cetățean. Deci doar asta este nevoie. Marcela, deja sunt adresări din partea cetățenilor ucraineni pentru a solicita un loc de muncă și în ce domenii? Păi, sunt nu foarte multe, cum ne-am fi așteptat, dar sunt, cetățenii vin, se informează, vin la diferite consultații. De obicei, aceștia doresc să se angajeze sau să continue cumva calificările pe care le-au avut în Ucraina, dar sunt și cei care disponibili pentru a începe un domeniu nou sau cumva acceptă locuri de muncă care sunt aici, pe loc, pentru a se întreține, pentru că nu știu care o să fie situația de mâine, dar totuși necesită un venit acum care poate fi obținut pe teritoriul Republicii Moldova. Am înțeles. Marcela, mersi tare mult pentru informații. Cu plăcere!